Suntem de la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Doamna Maria, știm că astăzi sărbătoriți un frumos jubileu. Vă urăm mulți ani în continuare, multă sănătate și puteri și cât mai multe bucurii și împliniri sufletești, pentru că știm că sunteți astăzi la așa o vârstă onorabilă și vă considerați fericită și împlinită, pentru că ați crescut copii minunați, de care vă bucurați foarte mult și care vă umple inima de bucurie și mândrie. Așa este? Vă mulțumesc frumos! Așa este! Doamna Maria, aceste flori sunt din partea copiilor dumneavoastră, care se roagă la bunul Dumnezeu să trăiți dumneavoastră mulți, mulți ani. Torta la fel este pentru dumneavoastră și o șampanie. Ca să serviți, astăzi cu siguranță veți mai avea invitați. Doamna Maria, noi dăm citire mesajului care l-am primit pentru dumneavoastră ca să vi-l transmitem din partea copiilor și din partea nepoților, care vă iubesc foarte mult. Fiecare primăvară a trecut peste noi, a lăsat în viața noastră un strop de viață și împlinire. Toate astea nu ar fi însemnat nimic dacă tu nu ai fi fost alături de noi, scumpă mamă. Tu ești cea care ne-ai transformat zilele într-o primăvară veșnică. Tu ești cea care, atunci când ne-a fost rău, ai fost alături de noi și ne-ai încurajat. Tu ești cea care, când ne-a fost bine, te-ai bucurat sincer și ne-ai îndrumat spre mai bine. Ne-am gândit să-ți mulțumim pentru darurile minunate pe care ni le-ai făcut de-a lungul timpului și am ales să înveșnicim aceste momente în care îți dăruim flori. Flori cu toată dragostea noastră, pentru tine și o rază de soare din primăvara asta frumoasă. Te iubim, mamă, și scumpa noastră bunicuță. La mulți ani! La mulți ani! Dumneavoastră, v-ați așteptat la așa surpriză din partea copiilor? Vă mulțumesc frumos! Azi e două fiice mele. Și vreau să-i spun vă două cuvinte la două pe care o ajuns astăzi. O ajuns-o bine sau tână bine. Asta vârstă noi. O plecat. Dar mama îi dorește din tăt inima și din tăt sufletul încă măcar și îndel de ani și sănătoasă, să aibă o inimă bună, o inimă cu liniște, pași să aibă în suflet, să aibă bucurie de la familia pe care o iubește și o dorește. Și bestimată de bărbat, copii, părinți și de cei care o iubesc și o doresc. Vale, tu ai fost o fată la mine frumoasă, deșteaptă, ascultătoare. Doamna Maria, aceste emoții care le trăiți acum sunt fără de preț și pentru copiii dumneavoastră, pentru fica, care astăzi sărbătorește ziua de naștere, a venit să vă șteargă de pe față lacrimile și să aveți doar de fericire, să vă sclipească și în continuare ochii de fericire, pentru că în ochii dumneavoastră ea a văzut lumina și i-ați oferit tot ce are mai de preț. I-ați oferit viața care se bucură. Vă mulțumește pentru tot și se închină în fața dumneavoastră și vă cuprind cei care au venit la ziua dumneavoastră din toată inima. Scumpă mea mamă, ani au trecut, cum spui tu, care au fost mai buni, mai frumoși, care sunt mai frumoși, dar au trecut. Eu sunt foarte mulțumită că am ajuns la vârsta și te-am alături. Tu n-ai avut bucurie de a avea mama lângă tine, dar asta e o mare bucurie.
Dumnezeu te-a răsplătit pentru bunătatea ta, pentru că ești o fire liniștită, bună la suflet, o femeie gospodină care am luat de la tine și duc mai departe. Noi te iubim foarte mult, tu ești pacea noastră, tu ești tot pentru noi și vreau ca Dumnezeu să-l îndelungească zilele și mult timp încă cu noi împreună. Te cuprind, te sărut și dă-o inima pentru tine. Astăzi, soția dumneavoastră sărbătorește așa un frumos jubileu. Dumneavoastră, ce urare aveți pentru ea? Să fim sănătoasă, că trebuie să fim între copii. Noi ne-am trăit viața și îi mulțumesc lui Dumnezeu tare că ne-a dat putere și sănătate până la asta vârstă și am fost cu dânsii. Și am trecut și dinile, și rău, și bucuria, și scârbă. Cum a fost toți împreună, am dus. Și îi mulțumesc. I-am văzut. De tăti s-a făcut. Și mulțumesc lui Domnul. Și îi mulțumesc fiicii mele. Cu un copil aur am avut. Cu dânsa m-am îndrit. Cu dânsa tăti am făcut. Era micuț. Și trăia așa ca alginuță. S-a dus la magazin și zice că, mamă, niște laturi sunt cumpărate de șustă. Hai, dă-mi bani și mă duc și eu. Dar eu, zic, tu și pitea aduși, o luat și o dus la magazin și cu mânuțele ei târie. Și târie și azi, și face, și aleargă. Eu, gospodină, nu știu cum spun. Nu întâmplător și e născută în ziua dumneavoastră de naștere. Mama mea, nume de sfântă, of, mama mea, sărut mâna ta trudită, mama mea, că mai legăna pe brațe, of, mama mea, și mai mângâiat pe față, mama mea. Azi eu vin la tine, că e ziua ta, măicuță, sufletul din mine plânge că te faci micuță, ca o lumânare te topești și doare inima. Vin ca altă dată pe aceeași cărerușă care mă așteaptă să deschid în grabă ușa și să intru în casă unde am prins la viață, mama mea. Mama mea m-ai dus prin lume, of, mama mea, ca să te-ntorce ar spune mama mea. De dragoste și tristețe, of, mama mea, și de dorurile vieții, mama mea. Azi eu vin la tine, că e ziua ta, măicuță, sufletul din mine plânge că te faci micuță, ca o lumânare te topești și doare inima. Vin ca altă dată pe aceeași cărerușă care mă așteaptă să deschid în grabă ușa și să intru în casă unde am prins la viață, mama mea.